Bună ziua și bine v-am regăsit după foarte mult timp. N-am mai făcut nici o grămadă de timp, nu o să vede nimic, n-are nimic, mă înțelegeți. Vrei să mergem? Să țin eu? Nu, vreau să țin eu. Mai repede. Mergem la un eveniment foarte frumos, pe nume Dinner en Blanc, cină în alb, în caz că nu știți franceză, deși mă îndoiesc. Am zis că merită să vă luăm cu noi, pentru că mi se pare ceva foarte special și foarte diferit. Noi așa, Șoarec? Da! Da! Suntem îmbrăcați în alb, după cum puteți uita. Și abia așteptăm să vă arătăm ce se întâmplă acolo. După cum puteți observa, merg cu două gagici după mine. Cu Șoarecul și cu... și cu Cuga. Cucuga! 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 Dar tu de ce nu zici nimic? Dar în pick-up. Bine, gata! Vă arătăm ce se întâmplă. Ne vedem și cu fratele Flic. Da, 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 da. Gașcă. Facem gașcă mare. Și după aia ne aruncăm toți într-o baltă neagră. Din noroi. Plină de noroi. Ca să fim... noroi. Din noroi. Mâl. Mâl. Într-o baltă plină cu mâl. Alba ca zăpada și un singur pitic. Mai mare un pic. Mai mare un pic. De la Cernobâl piticul ăsta. Am ajuns șerifilor, trebuie să intrăm acum. Cam așa arată treaba. Uite, acolo se întâmplă toată șpârla. Gata, nu mai are răbdare Șoarecu, hai că vă arătăm dinăuntru. Uite-l și pe handicapat. Deci eu mă ocup de organizare, mă duc acum că sunt la masa 12. Masa ta mă doare în 14, nu știu ce număr e, dar o să vedem acum. Ia-i bossul, ia-i bossul. Am zis la observator că e bossul. Da. Și care bulan, când am mers și la picnic tot soare era, mă, cum ne-am imers. Dar ea n-a dat locația că dacă ploua, făceam într-un corp. Observi că eu am aparat alb? Mă reții cu filmarea ta. Ui ce tare, ce bine arată treaba. Da, da, spune-mi, spune-mi. Te caut, băi. Ia, unde trebuie să stau? Ștefan Spian. În zare se observă domnul Otravă. Otravă? Iar bei, bă? Te filmez? Voi sunteți pe băut, pe de-astea? Mamă, ce albă-i toată treaba! Dacă faci cu... ce faci, mă? Uite, ce faci? Uite, mă! Hai, am puțin că mă laud și eu pe ce. Păi vezi că eu am alb? L-am întrebat și pe alba am văzut, dar nu știu ce să-i... Mamă, dar ce scură mare aveți, am cuie! Păi nu, e aia care am filmat-o! Nu era albă! Ei, cum nu era albă? Să mor dacă era albă! Ai văzut totul diferit! Sunt totul diferit. Da, mă, ia, hai, mă, bă, camera mea, în primul rând, n-ai ce să faci, că e alba mea. A mea e albă. Asta e. Altceva. Da, aveți pantalon la fel, e ok. Pac. Na. Na. De unde-i luat? De unde-i luat? De unde pot să-l iau? De la Zara. 500 de euro de la Zara. Se întâmplă ceva, nu înțeleg ce. Toată lumea frutură baticul. Tu de ce nu fluturi nimic, mă? Bă, să vezi ce scoți ăștia, mă, li curge nas. Tare. Ia zi, Șoare, cum te simți? Mă, dar și pe dansuri, bă. Uuuu! Bă, ai mâncat sau? Iar, mă, deci nu există... Cu care frigiderul plin. Nu există loc unde mă întâlnesc, nu există să-l mănânce. Stai, pentru cine filmează? Pentru tine sau pentru ea? Pentru mine, mă. Pentru tine. N-are, vezi că e trecut prin aprig. A început petrecerea, gata. Ia, Șoare, cu... dar ce s-a murdărit covorul ăsta? Uite-l și pe Flic. Ia uite-l. Ia uite-l și pe... iar mănâncă. Mai nu mai mâncă atâta. Și de la Wowbiz. Da, cât te filmezi eu pe
tine. Na, că te pun pe internet. Lobbies. Lobbies în direct. Da, tu dacă ești singurul ungri. Deci cum îți dai seama după aparatul? Te am seama după bag, te pun îmbrăcat în gri. Nu, mă, el e reporter. Uite, 4K, orice camere au nebune. Uite, 4K, acces. Înțelege. Cu ce gânduri ai... Ai venit asta seară. Uite, eu am altul. Distracția e în pahar, nu pe telefon. Enjoy. Cu ce gânduri? A, asta și eu la fel. Distracția e în... în... pahar. Distracția e în pahar, nu, nu pe telefon. Unde-i paharul tău? Aici, apă. Uite-l și pe flec. Mamă, toți în alb, ce tare se vede. Îi vodcă. Bă, dar iar cu mașina. Șeriful mi-a făcut poze cu aparatul ăla a lui nebun și vreau să văd ce iese. O să vi-l arăt și vouă. Îi pun pe aici, 2, 3 și da, da, da. Ce ți-o căzut flic? Că fericirea e chiar sub nasul lui. Și a fost plăcut pe el. Pentru că e fericit. De când e singur, firața e dracu cu știrile voastre. Bă, ce faci, bă? Nu mai cu paharul. Am venit cu soțul. Ce bea aici? Bea apă, de fapt. Apă, 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 apă. Am venit și cu soțul. Ăsta e cu frâna. Pentru Vlad. Vezi ca pe cine a pictat-o pe asta? Știi cine e el? Picasso, bă, ca să. Știi cine e el? E soțul amantei mele, Julia. Ia uite. Da, da, da. Vezi că ești în direct, aici. Gata, gata. Ce să mai umflu când vede camera și cu dansul? Se lasă seara. Pe bine, mai luat o sticlă, dar seara. V-am, deci, mai mult decât v-am arătat, nu prea s-a întâmplat, nu prea se întâmplă aici. În afară cu șoarecul dansează, mamă, ce mic ești! Sar sticlele, păcat că noi nu bem, vezi? Eu beau apă. Hai să comentăm ținutile doamnelor și domnișoarelor. Tocuri, tocuri, ceva, nu să văd tocurile, ceva. Adidas. Ești mititică, mă! Masa aia nebună. Asta-i masa rău, aia nebună. Stă Vita în gât. La ce muzică e aici, Ana? Azi e ziua mea. Azi e ziua ta? Din... Ce vrei? Serios? La mulți ani, Dani. Din vei? 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 Nu vei? Nu, nu mă bă. Hai să spun un secret. Ia zi. Voi asta pe vlog? Da. Te rog. Știi că există un premiu, marele premiu la povestea asta? Nu. Da, există un premiu foarte mare. Cel mai mare premiu. Dacă râgi la asta cu recași, știți eu cine în patru?
Maria de la Recaș, all inclusive, cu avion, cu tot. Ei, da. Cine crezi că a câștigat? Te ajut eu. Ai câștigat-o? Marele câștigător, hai, mă, Dani! Bravo! Vreau să-i reproșez ceva, Monique. Doamna organizatoare, vreau să vă reproșez ceva pe blogul ăsta. Aici lumea nu dansează, domnule. Și știți de ce? De ce? Că albii nu știu să sară. N-ai plecat în pat? Mă vrei acasă, nu? Vrei acasă? Doamne fere! Doamne fere! Sufletul petrecerii, ia uite-o! Nu-ți mai place la babă? La babă nu-ți mai place. E nebună, am venit 3 ore pe noapte în căldură. Dar mi-e dor de mare. La doamna Tragi. E dor la de doamna Tragi, jur. Mie nu. Faci așa. Hai, cu ai mișcarea. Așa, uite, uite. Așa, uite, așa. Asta-i fața mea. Mașină. La agresivă. Te-o prins noaptea aici. Stai un pic, intrăm în mașină și aici avem lumină. Acum vreau înghețată. Da, 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 înghețată. Ne-o prins noaptea, bă, nu te mai... Deci, hai să vă spun. Aici a fost ca un fel de Disneyland pentru oamenii mai mari. Ei, nu. Eu făceam parte din oamenii mici, dar... Te-ai distrat? Da, da, da. N-am apucat să zic lui Gina Pa, așa că o să zic prin vlog. Pup, Gina Pa! Da, deci acestea fiind arătate și zise, vă mulțumim frumos pentru că ne-ați ținut companie la acest eveniment drăguț și foarte special. Vă pupăm. A fost și exact ca la Disneyland. Mi-a plăcut. Și... Te pupu! Ne vedem în următorul episod de vlog. Vă pupă, fratele, scuzați-mi absența. Pa!